Este ora 12 fix, așa cum vă promiteam înainte de publicitate, vă aduc astăzi un invitat. Din păcate doar prin telefon, pentru că asta este, e pandemie, ne despart mulți kilometri, dar iată că cel puțin avem această posibilitate de a ne auzi cu oamenii dragi, cu oamenii care ne plac, cu oamenii pe care îi admirăm. Iar invitatul meu de astăzi a apărut de curând la România au talent, dar așa cum vă spuneam, nu emisiunea este cea care l-a făcut celebru, ci vama veche, stațiunea, nu trupa. Constantin Gabriș, sau Jaguarul, cum este el cunoscut, este o legendă în vama veche, de 34 de ani, stă pe strada Magheru din vamă și cântă, sau pe plajă. Bună ziua sau bună dimineața, depinde cum ne auziți. Bună dimineața! În sfârșit vă auzim și noi aici la Craiova. Ne-ar fi plăcut mai mult să fim în vamă, dar na, asta este. Salutăm staful. Salutăm staful pe care îl conduce acolo sau sunteți și staful, mă rog. Și staful vă salută. Spuneam, tare drag mi-ar fi fost să fiu în vamă acum și să vă ascult. Dar, na, da, merge și așa. Am rugăminte la voi, la stat, ție, Oana mai ales, te rog mult de tot, rectifică cu Magherul ăla. Dar ce stradă este? Dar nu e. Dar nu Magherul e? Magherul este bulevardul din Magherul din București. Bineînțeles, am înțeles. Am făcut o glumă mai nouă acum, de vreo 2 ani. Strada aia, aleea aia, mă rog, o să se numească Aleea Jaguar. Da, s-ar putea să se întâmple asta și chiar sper să fie așa, pentru că, într-adevăr, sunteți un simbol al vămii. Mulțumesc tare mult și vezi că nu mi-ai pronunțat bine numele. Dar cum este? G-A-R-B-I-S. Garbiș. Păi, nu cu da, S, ce? Cu S. A, cu S este. Este bine de specificat, pentru că, iată, în unele locuri a apărut așa. Oricum, toată lumea vă știe de Jaguarul, nu, foarte oricum, puțin. Nu, oricum am nevoie să mi se pronunțe și numele corect. Este într-adevăr foarte bine că m-ați corectat. Revenind la povestea dumneavoastră, de ce, când ați început să cântați și de ce ați ales arta stradală? Pentru că este un domeniu cumva, în general arta e un domeniu nesigur și fluctuant, dar cu atât mai mult în momentul în care cânți pe stradă. Doamnă dragă, ați spus că este nesigur? Nesigur sunt, este acum formațiile astea mari care cântă în țară, Cazul, Iris, Holograf, Pompat. Adică nu ți oferă acea stabilitate materială pe care toată lumea o visează, nu știu, când are o familie, spre exemplu. Aici da, aici ai punctat bine. Dar hai ca să răspund la întrebarea ta. De ce am ales, mă auzi? Eu vă aud, da? Da, mă sună cineva de la Mangalia online, televiziunea de la Mangalia acum. Înseamnă că o să vă vedem puțin mai târziu și acolo. Nu, lasă că îl opresc eu pe el. Revenind la întrebarea mea, de ce ați ales să cântați pe stradă și nu într-o trupă, spre exemplu? Sau cum a fost? Cum ați început? Hai să povestim de la început. O secundă, păi eu am cântat la restaurante, domnișoară, doamna, i-am cântat sinte și la restaurante, eu sunt muzican de restaurant, nu sunt de trupe. Deci la evenimente, în general, sau de sezon? Vezi dacă ești tinerică și nu știi? Una să cânti în trupe și alta să fii muzican de restaurant, nu de evenimente. Ce înseamnă muzican de restaurant? Înseamnă că un restaurant... La program, ești angajat când 4-5 ore, cum era înainte, și când cu formația pe scena restaurantului. Dar ești angajat, aia înseamnă muzican de restaurant. Ai program normal, de la ora de, în fiecare este zi. Efectiv un job. Da, bineînțeles. Și ce s-a întâmplat după această experiență cu cântatul la restaurant? Sau când ați cântat prima oară? Asta în ce an se întâmpla? Da, înainte de Revoluție, eu am fost și muzican de restaurant. Am cântat la restaurantul Transilvania din Oradea. Am cântat la restaurantul Tisa din Sighetul Marmației. Am cântat la restaurante în Constanța cu fratele mamei.
că tot muzica în cel a fost. Deci talentul se trage din familie. Absolut, tatăl meu a fost bateristul Radio Televiziunii Române. Ați învățat de la dumnealui sau pur și simplu a venit așa de la sine și n-are legătură cu ce cânta tatăl dumneavoastră? Nu. Nu, se trage din familie, nu, când se trage din neam, din e pământ, talent care, nativ, da. E, exact. În primul rând o să vă întreb, nu e prea frumos să întreb de vârsta cuiva, dar având în vedere că nu sunteți femeie, cred că nu vă supărați. Câți ani aveți? 65. Mulți înainte. O viață întreagă pe scene, pe stradă, iată, peste tot. De la 16 ani, Ioana. De la 16 ani am urcat pentru prima oară, am urcat și eu pe scenă la baluri, cum era baluri pe vremurile alea. Și care a fost sentimentul de atunci când ați văzut că oamenii vă ascultă, vă aplaudă? Când am auzit și eu pentru prima oară niște aplauze și că îmi striga lumea numele și am câștigat și eu 100 de lei. Nu știu dacă tu ai apucat. Era 100 de lei, era bani. Trăiei cel puțin vreo 4-5 zile cu 100 de lei înainte. Din păcate, acum cu 100 de lei intri în supermarket, cumperi mâncare pentru câini, pisici, niște parizări și o pâine și cam atât. Nu mai înseamnă absolut nimic. Absolut. Eu am răspuns întrebările dumneavoastră și... După Revoluție s-au stricat foarte multe. Eu am făcut și o școală de salvamar, am lucrat salvamar vreo 10 veri, mai repede spus, pe plaja Modern din Constanța. Multă lume mă cunoaște și acum și care mă cunoaște, chiar aveam prieteni de la Craiova, o vreme veneau la plajă la Constanța. Și până am făcut o școală de muzică și școală de canto, până am devenit instructor canto, am predat la Casa de Cultură din Meghilia, am predat canto vreo 5-6 ani. Și acum, în prezent, mai predați canto? Măcar în particular, nu? În particular, da, sigur, predau și chitară, predau și canto. E foarte bine de știut că poate sunt oamenii din țară care ne ascultă și... Am diplomă de instructor canto, muzică ușoară, cu media maximă, 10, Oana. Felicitări! Noi v-am văzut prin vama veche, de aceea am început și cu această întrebare. Ce faceți când nu sunteți în vamă? Bine, în vamă sunteți de primăvara până toamna, cam așa. Exact. Dar ce faceți când nu sunteți acolo? Sunt chematul exact mai sus, puțin mai devreme, până la evenimente. Mai mergeau evenimentele la București, în cluburi, în centru vechi. Până mai mă duc în sărinătate, mai mă cheamă prietenii să-mi arăt la copiilor, la citară. Mă descurc, mai am câte o apariție, mai am câte... De exemplu, uite cum am fost acum recent, am fost la Piatra Neamț. Am fost omenit, am fost absolut și financiar și absolut tot. Și totuși a fost o perioadă foarte grea, o perioadă cu restricții, pandemie, o perioadă în care am fost izolați. Cum v-ați descurcat atunci? Păi problema e în felul următor, că dacă ești un băiat puțin mai sângăreț, ceea ce câștigi vara, nu trebuie să-i dai a doua zi pe mere și pe pere în secunda 2. Și sunteți strângăreț? Da, trebuie, că mi-am luat instrumente, lumea m-a ajutat cu bani financiari, pentru prestația mea, iar eu am pus banii deoparte, iar în fiecare vară vin cu noutăți. Vă să zic, aceste instrumente care costă niște cam 10 de milioane, așa iese din banii publici, iar eu întotdeauna le-am mulțumit la acești oameni minunați care trec în fața mea la Vama Veche, chiar ei, băi, ce chitară nouă ți-ai luat, e tot din banii tăi, poate. Și cu tare, cu tare. Eu trebuie, în primul rând, trebuie să mulțumesc publicului pentru dragostea care o arată pentru mine și chiar financiar nu contează. Poate să fie și un leuț, poate să fie și 10 lei, și nu contează. Problema e să fii puțin sângăreț, ca oamenii să nu te vadă că te îmbesc ca un porc pentru banii aia care ți dă. Și uite-mă, noi îl ajutăm. Uite, așa suntem aproape de el și el e un...
Un pier de vară, cum zicem noi românii. Eu mă bucur foarte mult că reușiți să strângeți și să trăiți din acești bani câștigați în sezon și în timpul, în restul anului. Ne va despărți o pauză publicitară, dar înainte de această publicitate, revenind la stradă, iată, artiștii din stradă în România uneori sunt priviți cu rețineri. Totuși, în țările... Câte am de poveste... Asta zic, cred că va rămâne răspunsul după publicitate, dar în țările civilizate, unde oamenii au vederi foarte largi, muzicienii de stradă... Eu am făcut Europa în 85, eram în Europa. Dar nu va tenta să rămâneți acolo? Asta e întrebarea mea. Întrebarea e că îmi pare rău acum, sunt prea bătrân, Oana. Eu nu cred că există prea bătrân pentru nimic. Ba da, nu, problema e altceva, Oana. Să știi că am fost patriot. Să știi că am fost patriot. Lasă-mă că o să fie bine și la noi. Lasă-mă, de ce să cânt pe străzile Europei, să nu cânt la mine acasă? Să mă iubească lumea mea, că vorbesc românește. Nu să stric engleza, care acum nu mai poți să te învârtește de... Am fost la shopping... job, muncă. Da, sunt deja neologisme. Asta este, trebuie să ne adaptăm. Revenim în... Am și o parte rea în toată bunătatea asta de gratis. Eu zic că... Am și o lapră rea când mi-o scot, că am fugit de 5 în toată. Eu zic că sunt și părți bune și părți rele. Nu știu. Bine, în orice situație e așa. Oana, eu am fost patriot, am zis că lasă să fie bine și la noi. Lasă că o să fie bine. Și am este zis, bine, lasă de până au făcut anii ăștia peste mine. Că mai bine rămâneam. Eu vorbesc foarte bine italiana. Am cântat 2 ani de zile, am cântat în Brescia, în Italia. Vai de mine, nu mai puteau italienii după mine. Noi ne bucurăm că ați decis totuși să rămâneți aici. Cine știe, poate într-adevăr o să se mai schimbe lucrurile și la noi. Revenim în câteva momente după publicitate. Rămâneți în telefon. Este ora 12:20. N-avem de ales decât să dăm publicitatea, pentru că iată, din ea trăim. M-am întors cu Constantin Garbis. De data aceasta nu va mai greși numele, sper. Și povesteam înainte de publicitate cu dumneavoastră despre arta stradală, despre faptul că ați cântat în alte țări și că v-ați descurcat acolo mult mai bine financiar, dar totuși ați rămas aici pentru că sunteți patriot. Da, vreau să, datorită postului de radio de la voi, și salutăm încă o dată, salutăm prietenii, colegii tăi de muncă, îi salut cu mare drag și respect. Vreau să fac o mențiune și să fie clar, și chiar o să audă și tinerii muzicanți din partea lucrului de unde clar veni. În momentul când pui mâna pe o chitară stradal, am o rugăminte. Să-și o facă cu talent, să pună dăruire, să nu se gândească la bani, Oana. Că în momentul când ai făcut ceva de dragul banilor, iese un fel de n-ar mai fi. Se simte, nu? Se simte. Nu dăruiește publicului, sufletului tău, măi. Eu am primit alte felicitări frumoase, care aici m-a încântat. Măi, Constantine, măi, Jaguarule. Măi, omule, dar tu mai ai puțin și mori lângă microfonul ăla, că tu spui tot sufletul, măi, transmite-i melodia aia omului ăla, tu, mă. Ăla, omul ăla care stă și te privește cu o bere în mână. Fă-l să se simtă săracul, Doamne, să zică, măi, dar, păi, fai, Oana, eu eram la Oradea, cântam la Oradea, s-a oprit în fața mea o doamnă în vârstă, cred că avea vreo 60 de ani, Doamne, ce alintături frumoase, ce... Vai să-l mănânce mama pe el, vai, ce... Îți dai seama, i-am atins sufletul pe mine aia în vârstă. Păi ne-ați atins și nouă sufletul și juraților de la România au talent, dar spuneți-mi și mie de unde se trage acest nume, Jaguaru, că toată lumea vă știe așa, cred că în afară de mamă, soție, copii, nimeni nu vă mai zice în alt fel. Bana... Ești acum în momentele astea, cred că ești al 10-lea milion. Care întreabă. Bun. Iar eu, ca să termin repede întrebarea, rog toată lumea.
rog toată lumea să caute pe Google, pe YouTube, pe ce vor, simțămintele acestei feline, caracteristicile acestei feline. Și atunci, și atunci vor înțelege. Vor descoperi, vor descoperi singuri. De ce vi se spune așa? Dar cine v-a spus așa prima oară? Băi, în Megidia. Eram tânăr. Prima dată am avut un alt pseudonim, Black Sabbath, îmi spuneau băie, și Sabbath, de la Black Sabbath. Eu am și sunt, bine, am fost și sunt fan Black Sabbath. Deci nu poate decât să mă bucure. Așa, eu la fel, îmbătrânesc și mor mâine, păi mine cu ei, în gând, cu Sabbath. Ce alte trupe sau artiști v-au inspirat de-a lungul timpului? Eu sunt, nu știu, n-aș vrea să râdă lumea de mine acum. Dar de ce să râdă? Ia eu să vedem. Ia să auzim. Eu cânt foarte bine în limba italiană. Eu am crescut cu muzica italiană, Oana, cu celebri mari, cu Celentano, cu Ramazzotti, Caterina Caselli, Gianni Morandi. Sunt cumva în contradicție toți pe care i-ați enumerat cu look-ul dumneavoastră, cu faptul că reprezentați cultura rock, practic. Așa este, așa este. Da, într-adevăr, am un pic. Dar sunt hainele mele de rock. Se ascunde o altă blândețe a unui om. Italienii sunt oameni calmi, nu sunt oameni violenți. Da, nu știu de unde a tras lumea concluzia că rockerii ar fi neapărat răzvrătiți, că n-ar fi familiști, că până la urmă... Din potrivă. Uite, de exemplu, un mare exemplu care îl avem în țară este domnul Cristi Crubaru, care face ajutoare pentru oameni sărmani, pentru copii sărmani, ajutoare case pentru... de bătrâni, se pleacă cu echipa lui de motocicliști, face, adună chete sau cum se numește, face strângeri de fonduri, se duce. Eu l-am cunoscut personal pe domnul Crubaru, mi-a luat un interviu direct pe plajă. Dar ce înseamnă să fii rocker? E vorba doar despre muzică sau ești un stil vestimentar, un stil de viață? Nu. Păi chiar la promo, dacă aș fost atent când se mă dea, chiar vorbeam eu acolo. A fi rocker este o exprimare a ta personală. Ți-e drag de cineva, vrei să-i spui, ți-e rușine. Nu-și convine ceva. Ai modul ăsta de libertate care mulți nu au. Aulă, mi-e frică, aulă, mă dă afară de la muncă dacă zic așa ceva. Aulă, se supără șeful pe mine. Aulă, dar nu. La noi este o vorbă. Una și cu una face 20, frate. Mă vrei așa bine, nu mă vrei. La revedere, vorba lui Lăpușneam. Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau. Cumva, eu zic că până la urmă publicul va alege pe dumneavoastră. Este clar că este format din rockeri, indiferent de vârstă, din oameni educați ceva. În așa fel și cărora le place Oana, acest stil. Sunt și un promotor, adică un promotor cum? Eu lansez și mulți tineri la Vama Veche. Îi las să cânte, să se bucure de instrumentele mele, că sunt performante. Ale mele sunt performante. Oameni. Un lucru mai rar, că de obicei foarte mulți artiști, din câte am observat eu, nu lasă loc și altora. Nu. Se tem că le fură pâinea. Mâine, poi, mine, ne-a pune soarele și mai e o vorbă. Retrage-te în glorie, omule, nu să fii dat afară. Să zică lumea, băi, mai lasă-ne, băi, și pe noi, gata, ajunge. Nu! Fă loc! Uite, vreau să-ți spun ceva. Am un prieten care cheamă Mihai Gaciu. Poți să-l suni, să iei un interviu și lui. Este omul care cântă cu mine de 2 ani. Stătea lângă mine, lângă stații, ca un tinerel chimic. Mi-a, dintr-o dată, o scânteie, am stat în vorbă cu el. Mama, acolo. O salutăm și pe mama dumneavoastră, că o auzim și spuneți-i că se aude în direct. Da, i-am închis ușa. Se aude și dumneai în direct. Da. Sunteți la vârsta la care alții ies la pensie, că tot spuneați asta, de retras. L-am lansat și pe acest tânăr. L-am lansat pe acest tânăr, Mihai Gaciu. Este din Târgu Frumos și chiar este un copil frumos și la propriu, după numele, după satul care e.
vreau să chiar să-și audă numele, pentru că merită, e un băiat cu minte, modest, disciplinat, talentat. Revenind la dumneavoastră, pentru că probabil să sperăm că vor lua legătura și cu Mihai și că vreodată va ajunge la noi în studio, spuneați de retras, sper că nu aveți de gând să vă retrageți prea curând. Am încercat de 2 ani să mă retrag, publicul a tras de mine, a venit după mine la Megidia. Dar de ce? Ați obosit sau simțiți nevoia să faceți altceva? Am simțit nevoia să dau locul și altora. Aici e. Că putere de muncă mai am, mai duc încă cât am, 65 până la 70, duc liniștit. Dar vama s-a schimbat, sunt mulți tineri, foarte mult tineret. Și am zis, măi, dacă a venit atâția tineri și nu mai suntem noi rocăreia, garda veche, templierii, cum ne spuneam noi, am zis, ia să cresc. Adevărul este că s-a schimbat foarte mult vama veche. Exact. Am zis să cresc un tânăr și să-l dau mai departe. Și cum vă veți retrage, ce veți face? Atunci o să dau un anunț că o să predau, repar instrumente, repar chitări, mă ocup cu vânzarea chitărilor mari, instrumente, mai cumpăr o chitară, o vând în altă parte. Deci rămâneți până la urmă tot în activitate, se pare că nu puteți altcumva. Da, sigur, poate o să mai particip și în juriu pe undeva. Chiar ar fi nevoie. Ce îmi dezvăluiți din viața personală? Am văzut pe profilul dumneavoastră, cât și în presă, că aveți 3 copii, aveți o familie bogată. Da, am discutat despre asta, da. Cum ați reușit, iată, să fiți prezent și la evenimente, să creșteți și copiii? Cum se împacă cele două? La anumite întrebări mai intime de partea familiei... Trecem peste ele atunci. Da, totuși... Întrebarea mea nu era neapărat legată de dumneavoastră, ci cum reușești în general să le împaci pe toate, iată, și stabilitatea, și muzica, și viața de noapte, cum reușești sau nu reușești până la urmă? În primul rând, să-ți dau o veste foarte bună, ceea ce mulți muzicanți nu o fac. Mă crezi că în toiul verii, eu la ora maxim 1 noaptea, eu sunt în pat și mă cuic? Știi ce înseamnă să nu-ți pierzi nopțile? Deci cântați doar până la 12 noaptea, până amiezul nopții și după aceea mergeți? Nu. Exact, mă duc cu băieții și eu la o bere, la o ceva, o oră, două, sau cu ei ca să ne cântăm, iar eu pe urmă mă retrag la cameră, îmi pregătesc instrumentele pentru a doua zi, eu trebuie să fiu odihnit, nu trebuie să am capul cât vama veche de mare, să nu pot să leg o vorbă. Să mă doară capul, nu? Eu trebuie să fiu preș, bărbărit, aranjat cu altă ținută, cu alt tricou pe mine. Deci trebuie să-ți găsești un echilibru, să nu aluneci pe acea pantă. Exact. Mulți cu băutura nu sunt prieteni, sunt așa, ce faci? Bine, hai o bere, două, trei, maxim. Pe mine lumea nu mă vede în patru labe, cumva mă vechi să stea, uite, mă, nu e adevărat. Eu vreau să ascultăm și o piesă de-a dumneavoastră și să revenim din nou încă cât ne mai permite timpul, măcar câteva minute după publicitate și pentru că vă place italiana, eu am ales Cose de la Vita. E o piesă foarte frumoasă cântată, iată, de Constantin Garbis, dar pe care toți îl știm ca Jaguarul. Ascultăm piesa și revenim cu dumnealui în câteva momente după publicitate. Este ora 12:42, mai avem doar câteva momente de vorbit cu Jaguarul Constantin Garbis. Spun Jaguarul pentru că așa cum vă spuneam, așa îl știe toată lumea, noi am mai vorbit, am mai povestit un pic în pauza publicitară, din păcate, iată, timpul se scurge încet încet și eu vreau să vă întreb, înainte să terminăm emisiunea, dacă aveți și compoziții proprii sau dacă v-ați gândit să... Sigur, cum să nu, Oana? Și unde le putem auzi? Sunt pe YouTube, pe undeva, pe Facebook? Tot eu o să ți le trimit.
data viitoare când ne întâlnim aici pe 103,6 FM, sper să auzim și o compoziție proprie. Sau mai multe chiar. Nu chiar multe, nu sunt așa ieșite din comun, dar sunt vreo 10 așa care sunt celebre, deja cunoscute de mulți prieteni, care mi le cer vara. Cum să nu? Hai, înainte să ne despărțim, să le zicem, să le dăm așa o speranță ascultătorilor care, iată, în ultima vreme sunt atât de posomorâți din cauza restricțiilor, din cauza faptului că nu știm ce va urma. Când vă întoarceți în vamă și când vă putem vedea și asculta? Dragii mei prieteni, în primul rând vreau să vă mulțumesc încă o dată pentru frumoasa invitație. Oana, ție îți mulțumesc mult de tot staff-ului. Cu mult drag și noi vă mulțumim. Și studioului Horion. Horion. Acum suntem egali, pentru că iată și eu v-am greșit numele la început. Da, și dumneavoastră. Da, așa. Se întâmplă până ne obișnuim unii cu alții. Asta se întâmplă pentru că eu vă știu deja Jaguaru și toată lumea vă știe așa. Dar și cred că e și mai ușor și într-adevăr vi se potrivește ca o mănușă acest nume. Mersi mult de compliment. Vreau să anunț că apariția în Vama Veche mi-o fac cu vreo săptămână înainte de 1 mai. Vă să zic că mai la propriu spus, cam pe 25-26 luni. Adică săptămâna viitoare, gata, dacă exact, venim la mare, vă vedem acolo. Da, exact. Pregătesc culele, pregătesc camera, mai mă relaxez la malul mării, puțin așa. Până atunci însă ascultătorii noștri vă pot vedea la România au talent, dacă urmărește cineva emisiunea. Sâmbătă este în eroare, după amiaza. Pentru cei care nu v-au văzut. Da, e foarte bine de știu și eu vreau să vă revăd. De altfel, mai postăm și noi câte un clip cu dumneavoastră. Eu zic că la sfârșit să mai ascultăm o piesă. Am ales un cover de la Holograf, Dacă ochii tăi, pentru că o cântați tare frumos. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune și le promit ascultătorilor că o să fac tot posibilul să vă mai aduc aici pe 103,6 FM. Cu mare drag, pentru cine? Pentru oamenii dragi. Ăsta-i motto-ul meu. Un om drag nou sunteți și dumneavoastră, Holograf, un cover Constantin Garbis sau Jaguaru, cum îl cunoaștem toți, avem în continuare o zi minunată, mult succes vă dorim atât la emisiune, dar mai ales în Vama, acolo unde este locul pe care îl iubiți cel mai mult. Da, absolut, mulțumesc tare mult încă o dată pentru frumoasa invitație și cu Dumnezeu înainte să mergem cu toți și să reușim să trecem peste toate necazurile. Să sperăm că vom trece și data viitoare poate veniți aici, poate veți avea vreo cântare, dacă ochii tăi avem în continuare, asta sper eu, să vă și văd. Pot să vin direct la clubă, eu nu trebuie. Sigur, deci dacă cineva vă vrea aici, până la urmă trebuie să ia legătura cu dumneavoastră și să vedem cum facem să vă aducem, da? Ar fi mult mai frumos, într-adevăr, dacă ochii tăi, ascultăm în continuare Constantin Garbis. Vă mulțumesc și ne reauzim pe 103,6 FM atunci când ne sincronizăm cu programul. Mulțumesc tare mult și o zi minunată și la fel vă dorim. Ta.